Salut, eu sunt Cătă și am revenit cu al 10-lea episod din al doilea sezon de Minecraft. Da, după cum ați văzut în episodul nou, am făcut acest drum din pietriș, din gravel și aproape am terminat casa. Acum vom merge un pic la minat pentru că nu mai avem cobblestone în care să facem, cum îi spune, stone brick. Pot să mergem un pic, nu mult. Acum coborâm scările ușor, like a sneaky ninjas. Așa. Și nu știu sigur unde să minez. Cred că am să iau încoace. Nu știu de ce. Nu. Am mai minat pe aici. What? Ce e? Neața? Salut! Alo! Invazie! De pitici! Mă atacă pitici! Mă atacă pitici! Ok, cum v-am spus și în episodul 9, ei sunt invitați din episodul 10. Nu știu, eu tot nu vă văd târnăcopul în mână. Nu-i problemă. Da, nu-i prea important chestia asta. Deja văd că ați început să minați haotic. Nu haotic, doar tot înainte. Stai un pic să încerc ceva. Ups, au, scuze. Aur. Stai că mă duc să lovești pe el. Doar așa ca să fie. Ok, mergem la casa aia ca să continuăm să o facem frumoasă. Da, nu mai se iau bucățile astea de aur. Mega șmecheră. O să-mi fac un Mercedes din aurul ăsta. Da. Nu mai merge de sus să fie, știi? Au, fac. Rămân fără mâncare din primele câteva secunde. Mănâncă-și tu niște bucăți de zombi. N-am. Deci eu mănânc vacă. Eu mănânc o vacă, ce vrei tu? Hai, bă, nu pot să alerg pe aici. Din păcate, să zic așa. Doamne, dacă mă arată miner pe la spate. What the fuck? În costum și minează. Nu, acum ai vreo idee cât dură, cât dă mare mina asta? Foarte. Cred. Nu știu, am săpat că am vreo 2 episoade acolo. Mult. Da. Am găsit diamante. Ai găsit și tu? Deci al treilea episod, al treilea, nu știu cum să zic. 4. Deci cât ai găsit 4 diamante? Da. Deci în total pe mapa asta s-au găsit 14 diamante până acum. Ok. Stai să pun ăsta la prășit. Cât de haotic minezi, eu tot găsesc diamante. Da, auzi, băi, minerul, tu vii, da, cu mine, da? Hai. Stai să pun ceva la prăjit aici puțin. Ok. Ați ajuns sus? Vrei să ieși eu din mină sau eu digi digi hole? Da, poți să ieși dacă vrei, după aia vii pe drumul ăsta de gravel, dacă vrei să găsești. Haide. Hai să mergem până pe Marte și mai departe. Sau cum era? Am uitat chestii, cum era. Ești că-i drumul ăla de la harta aia cu Canon, știi, de trăgeau tun cu dinamită din părți. Nu știu, eu m-am uitat la Gronk, nu știu, de am văzut drumul ăsta și mi s-a părut foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Am găsit scările. Ai ceva mâncare la tine? Da, ia de aici. Ți-am zis să iei niște bucăți de zombi, habar n-ai ce pierzi. Delicatesă locală. Auzi, băi, tu mai ești acasă? Eu? Acum ies de mină. Ok, vezi să te uiți și tu în, nu știu, cum ești de mină, primul chest de jos și ia și tu niște mâncare de acolo și aduc. Și o mănânc, ok. Ne-a dus și nouă. Dacă mai rămâne. Da. Haine de mâncare. Logic. Aici nu avem mâncare. Aici avem, mult Rotten Flesh, îl iau la mine. Ce Rotten Flesh, mă? Uite-te în chest de jos. Apple. Apel. Aduc pork chop-uri. Aici ar fi mers niște scări. Da. Acum dacă reușesc să ies din casă. Că nu știu unde am pus glass-ul. Porci, casă și grădină. Okay. Glass-ul era în chest și eu nu-l vedeam. What the fuck? Îți dau și ție niște glass să faci. Și tu, ceva? Păi depinde cum vrei să faci. Deci ascultă cum vreau să fac. Dar stai că... Mă, mie mi-au dispărut de item-ul, what the fuck. Să dau...
aici, să facem glass pe cu glass, aici să încercăm toată asta și după aia să punem glass pane-uri peste, înțelegi? Uite ceva în genul ăsta. Arată modern. Asta să fie baza și după aia aici să punem glass pane-uri. Și după încă o dată asta? Adică ceva gen așa? Da, ceva în genul ăsta. Cât de mult trebuie să mergi pe drumul ăsta de gravel? Foarte până mult. Până se termină. Am găsit o vacă, o las în pace, de data asta. Era eu zic că ai găsit ceva, dar după aia se supăra Rapkid. Da, voi ați aplaudat al doilea, partea a doua din episodul ăla, Hunger. Nu le-am mai pus că era prea scurt. Era prea scurt al doilea. Nici eu nu l-am pus, a durat de pe 12 minute. Hai să spunem acum cine a câștigat în partea a doua, ok? Eu, Minero. Eu, Procătă și... Da, băi, toate locurile. Minero a ieșit pe locul 1, după aia Procătă, nu așa, pe locul 2 și am ieșit pe locul 3. Nu am gres pe nelori. Continua tu, eu pun peste. Poftim, ți-am dat. Acum am venit cu mâncă. A, dă-mi gres pe nelori, mie. Da. Ale mele. Ai luat? Nu. Eu mă împiedic. Ia-le că pun eu peste. Eu mă împiedic pe aici, nu pot să urc. Ok, și ce ar trebui să facem? Exact ce fac eu acum. Ok. Și eu pun peste ce pune Cătă? Nu. Ok. Poți să începi de la ușa cealaltă din capăt. Dacă reușești să mor pe ea cu ceva. Hop. Așa. Gata. Dar nu știu, mi-a dispărut lână. Am stat, nu știu cât. Pus una greșit. Ce? Am pus una greșit. Gata. Și ce? Acum? Acum e lemnul meu. Nu stiu, mi-a dispărut... Era să cade pe casă. Sexy. Mi-a dispărut din lână, că aveam vreo două stacuri de lână și vreau să fac și acoperișul. Cătă, ești pregătit să-ți întâlnești destinul? Nu vreau să-mi întâlnești. Ok, atunci mai așteptăm un pic. Da, doar un pic, atâta. Dar până să știu episodul ăsta o să-ți întâlnești destinul, zic sigur. Foarte sigur. Poți să te arunc? Zbori! Zboară puiul. În orice caz, acum... Nu știu, mi-a dispărut din lână. Ce zici? Unde e lână? Nu știu, mi-a dispărut că aveam în inventar ultima oară. E lână! În inventar de jun cufăr. Ne oprim un pic până mergem să mai luăm lână. Ok. Ok. Da, am revenit. Lână era acasă. Noi am plecat ca ăia. Nu știu, ca ce am plecat noi mă de acasă, fără lână. Deci trebuie să ne urcăm pe casă să spunem lână acum. Cum vei spunem lână? Look at me, head on, head off. Head on, head off. Op. Ce faci? Uite, head on, head off, head on. Vezi că am făcut o scară aici. Tu de ce ai făcut-o din sticlă? Ai prea multă. Da. Și acum punem un strat de lână? Da, și cam asta o să fie acoperiș. Căptușim. Nu faci tu o casă de aia cu etaj și cu turn? Păi da, băi, ăsta e primul etaj. Turnul ăsta-l fac pe mijloc, așa foarte șmexi. WTF, dar nu știu de ce zic șmexi. Șmexi. E un fel de șmă. Deci m-am uitat. Nu o să fie o casă foarte rezistentă. Cum îl spune Andrei, pe zâmut. Pe zâmut. Iar repetat. Ok, permite-mi să mă arunc în cap. Mulțumesc. Dar nu te-ai aruncat în cap. Nu mai bine... S-a supărat, gata. Nu mai bine mai punem un nivel de lână și după aia punem etajul ca să se vadă frumos? Da, hai. Să... Ce ești tu? Eu sunt Ted Mosby Architect. Nu, e așa. Asta cum se numește? Acoperișul unde faci? Tot din lână? Sau ce puțin etaj? Nu știu, mai facem un destul din... Nu știu, cred că tot din lână, dar... Nu știu ce fel de lână. Lână neagră? Nu. Mi s-a terminat lână. I'm out of lână. Vine cu acă, da, eu. Și eu mai am 7 bucățele de lână. Au. Nam. Au. Ai adus mâncarea de acasă, că când m-am dus... Nu știu, poate am adus mâncare, poate n-am adus mâncare. Bă. Gata. Unde nu se... așa, Andrei. Nu, nu mi-arunca mâncare pe jos. Ia, Andrei. N-ai nimic. Prinde. Bă, am aruncat la sărea și cu cobblestone. Lână. E lână mea. Da, am două lână. Dă lână, bă. 3 lână. 4 lână. 5 lână. Pui. Pleacă-i lână mea. Au. E a mea. Ok, înapoi pe casă să facem...
Nu. Mai e lână cătă? Cătă. Da, bineînțeles că am, dar depinde, o facem tot cu alb așa? Sau cum? Hai, dă-te un... Sau nu știu, facem cu parchet. Mai ai unde să sapi în jos? Sper că spun că sub noi e... Spun că e nimic. Păi tocmai. A, ok, fii atent. Nu, parchetul zic la etajul 2 să facem. Păi nu-i pui parchet și aici jos? Da, acolo are stompriclas, așa că... Acolo, da, exact. E mai frumos. Ok, și vei spune parchet la etaj? Da. Mă duc până acasă să iau. Mă duc eu până acasă. Bine, și noi ce facem? Hai băi, noi... De fapt, fii atent cum facem. Tu te duci până acasă să iei lemn și până vii tu eu cu cătă mai tăiem lemn. Ok. O să avem de două ori mai mult lemn. Mă duc acasă cu o comandă să... Mai bine merg pe jos. Mai bine mergi pe jos să-ți facă foame. Poate te prinde și un zombie. Da, cel mai bine. Stai pe loc. Hai zis o găină din tine, gata. Cac găini. Ești mămică, mă. Sunt magic, cac găi, o să te omor, îmi pare rău. Nu poți să omor, uite ce drăguță e. Uite câta capul are. Mi-a picat un măr. Uite câta balena e găinul și asta. Cam am făcut drumul ăsta foarte lung. Ori 3 stacuri de gravel. Ai putea să pui pe lângă gravel niște power drill. Da, știu. Dar care ar mai fi farmecul? Adică să mergi cu trenul prin pădure. Nu mergi cu tren, mergi cu vagonetă, am uitat. Chiar voi aveți Minecraft în român acum? Ce? Aveți Minecraft în român sau în engleză? În engleză. Și eu română tot... are fontul ăla nașpa și urât. Da. Și mai bine mi-l pun în piratirească. Da. Epic. Ai, tai copac. Animalele astea vor să iasă. Am găsit o ouă. O. Ai găsit o ouă? Mă duc să dau, mă să vă atac cu ouă. O, bă, stai cu minte. Nu ne jucăm cu așa ceva, ai grijă. Dar știi ce ar fi super tare în Minecraft, gen să poți să-ți faci un sandwich sau ceva. Un sandwich cu ouă. Bă, carne de zombie și pâine. Sau să fierbe ouă. Să faci ouă. Ai ceva cu ouăle, nu știu, îți plac ouăle. Bă, bine. Hai căcat o găină, ai căcat două găini. Bă, hai că a trecut Paștele. A trecut, nu? S-a dus, gata. Hai să facem și noi niște ouă. Am uitat ouă de acasă. Da. Am adus destule stacuri. Deci am adus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacuri de lemn. Sunt bune? De ce fel de lemn? Wooden planks. Da, ce fel de lemn? Lemn de la clasic sau de la colorat? De la clasic. E bine că am tăiat niște copaci colorați. Așa. Ok, deci începem să le punem. Bine, că așa, spre exemplu, pentru un parchet, să zicem, la o căsuță din asta mică ar fi, sau nu știu, gen un palat, ar fi fain să pui lână de copac alb, era să zic, să pui lemn din ăla alb, știi? Lemn de copac vacă. Da. Da, copac vacă. Auzi, dar de ce ai făcut un crafting table aici? Păi nu puteam să craftez. E unul și aici. Așa, unde o să fie scara pentru etaj? O lași și din sticlă? Nu cred. Atunci o scoatem. Trec cu scutiu acum. Poți să cazi dacă vrei. Nu. Stai că eu fac. Nu, dar să știu unde pui scara ca să încep să pun, să pun lemn. Păi nu știu unde să pun, stai. Fii atent, știi ce puteți să faci? Hai să-ți arăt. Dar mai bine fă-o tu, na. Ia, scări. Mare idee, deci fii atent. Dintr-un material faci aici o scară de aia dublă, cu scări de alea craftate, și când ajungi sus, să ieși în stânga și în dreapta. Da, ar fi ceva. Gen... Deci, mă duc să craftez scări. Ian, are miner. Am eu, vine cu a. Mai fac și eu câteva, cât vrei mai și tu? Studenci. N-am, uite că nu-ți am dau. 20. Măi, n-am și 20. Și am 32. Acum ai 40. Băi, miner, ia niște lemn. Da. Și 4. Nu 40, dar. Mersi. Vezi că mai ieși în cufărul de afară. Ce ar trebui să fac cu lemn? Erai să zic ce să faci tu cu lemn acum. Lol, de unde am eu atâta lemn? Așa, Andrei? Da, am uitat. Andrei! Da. Fitul vrea să urce până aici. Lasă-l pe găină junior în pace. Serios, găină junior? Stai că eu sparg astea din spate sau le las? Mai bine le las. Și ce punem sub scară?
Ai putea, nu, ai putea să le spargi să pui scări invers, știi? Adevărat, să le pui așa. Da, nu, să spargi nu așa, bă. Cum le puneai invers? Le pui invers. Nu știu, deci dă una să încerc. Stai, stai că reușești să le pun invers, de așa. Vai, nu. Bine, atunci așa. Da, uite așa. Bine, dar punești tu frumos dacă pui. Așa? Da, uite așa trebuie pus. Uite, okay. Am o scară, am o scară. Da, n-am cum să mai pun și mai sus. Sau am cum? Aici nu pot. Stai. Da, se poate. Ioi cât de tare arată. Tu l-ai, doamne. Mă, dar eu nu pot să pun aici. Păi da, jos acolo nu prea merge, trebuie să te duci aici un pic pun mai jos. Un, aici punem un chest și gata. Sau două. Băi, unu. Zic că un chest dublu. Se că ți-ar oricum, fii atent. Ești gata? Da. Am pus una. Da, stai, pun și eu. Gata, am pus și mai am două inimioare. Bine, mai am una. Lasă, nu spui nimănui. Ai spus tu deja, foarte șmexi. Am un mai... Au zis cam cât timp am filmat până acum? Nu știu, cam cât vrei să faci episoadele. Eu sincer n-am problemă cu renderul. Ok, și acum că avem scări, la etaj. Auzi, dar știi ce am pierdut noi? Stone brick-ul, de aici, de jos. Mă duc după el. Mă duc după el. Ha, ha. Stai, pune repede să se întoarcă. Dezamăgim. Te punem așa. Da, uite, arată fain. Da, ok. Și acum fii atent aici sus. L-am luat, aha. Da, știu ce... Știi, și vii aici și o să te duci da, așa știu, pe aici. Da, așa am avut și eu o viziune mai demult la casă, dar nu prea mi-a ieșit casa aia și... Da, de ce eu am greșit? Acum hai să facem casa cum vrea domnul arhitect, adică totuși. Eu sunt Ted Mosby arhitect. Da. Uite, ți-am adus stone bricks. Nu ne vedem. Soarta! Băi, scrie slashback. De ce ai făcut asta? Încă și-a întâlnit soarta. E destinul, nu? Deci, până la urmă, destinul, da, exact. E destinul tău. Mamă, băi. Deja, uite, uite un pic. Ai greșit un pic. Da, un pic mai mult. Știi că o să avem nevoie de... lemn. Mult. Da. Vrei să am eu un stack și un lemn. E de gata, un stack e de prea mult. Nu, v-am dat două stack-uri, luați acolo. Mulțumesc. Aveți grijă cum faceți aici urcușul. Ți-am dat și ție. Ba, ba. Că mai mult ca sigur dacă pot. Andrei. Da, unul mai în spate. Andrei, ia de aici. Da. Ți-am dat și ție aici. Lemn. Ce mi-ai dat? Lemn, uite. Ia-l! Plutește. E un lemn plutit. E magic. Da, uite aici, trebuie pus să scară. E bine că nu e mist. Ok, gata, acum că avem așa. Trece ambulanțele. Avem de Andrei. Iar trebuie să evadez. Ia uite că te-am pus greșit, mai multe greșit, așa, sus, mare. Când ai umflat parchetul. Da. Ar fi ceva să se umple parchetul. Așa, mai mult, peste, mult. Dar o să tu vrei să nu mai am casă, ce-ai? Arată da, ceva, acolo, Andrei, a ce arată casa asta? Na, ceva. Casa Andrei, făcută din lemn foarte, foarte rezistentă și mare și puternică. Da. Dacă da, spune. Ok. Și acum după ce punem parchetul, etajul îl facem din zăpadă. Da. O să avem nevoie de foarte mult, foarte mulți bulgari. Băi. Da. Eu s-ar putea să am niște probleme cu familia. Mi se pare că o să dea buzna da. Peste mine. Dar eu. Și tu ai avut probleme? Păi, cred că am pus de 3 ori pe mult din cauza asta. Da, nu vor să înțeleagă. Ok, eu o să pun niște torci pe aici. Le torțe. Auzi, măcar ție nu ți-au stricat cum i-au stricat la un prieten 50 de filmări bunică sa. Bine, că și mie, taică mi-a făcut, mi-a stricat o grămadă de filmări. Nu întreb cum s-a făcut întâmplat. A intrat peste el în cameră și... Nenorocitule! Bă, vrei mâncare? Ce, și tu vrei mâncare? Dar ți-e foame? Ah, pleacă, nu mai... Bă, vă dau la amândoi un destin, aveți grijă. Bă, gata, bă! Nu!
Pleacă! Cu minte, gata, stați cu minte. Gata, hai să stați cu minte, aveți grijă. Să încerc să mănânc ochi de pe aia. Poți să mănânc ochi de pe aia, engine? Pe logică poți. Bă, dar faza e că eu nu văd că aveți nimic în mână voi. Au. Eu acum n-am, uite acum am întâlnit. Eu otrăvit! Nu, serios, să vă uitați la video să vedeți că, uite, eu acum văd că ai mâna gol, doar că ai întins-o un pic. Întins mâna la cerșit. Dă și mie un diamant. Bine. Andrei, să încercăm chestia cu pâinea. Andrei are diamant. Ce pâine? Vreți eu pâine? Nu, 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 dacă ai texture pack, nu. Care-i faza, mă? E, dacă ai pack-ul clasic de texturi, dacă ți-o pâine mână și te pui în pat, arăți ca și cum ai stat pe spate cu pâinea în mână. Ia să încercăm, stai că mă duc acum pat. Nu! 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 Nu mă omoară! Nu-i lua iteme, le. Mi le-a luat, eram la... Ești un rău. Ți-ai dat back și ți-ai luat itemele înapoi? Au intrat în mine. Au intrat itemele tale în mine. Eu am toate itemele înapoi, nu știu ce iteme au intrat în tine. Nu știu, intre toate și-am venit niciodată. Au posedat. Ok. Vorbesc cu târziu. Eu dorm sus, voi dormiți aici. Sub scări. Ia, bă, ia o pâine. Ia o pâine, să văd și eu. Ei, dar ai pack-ul clasic? E aproape default, doar că e HD. Bă, încerc să dorm. Da, faza... N-aș pare că eu nu văd că aveți nimic în mână. Fuck. Păi eu am un metal. Da, am 9. What the fuck, dacă mă uit așa dispăresc din pat. Nu mai spune, Andrei. E o acțiune, nu? Slash sleep. Fart. Parcă așa se scrie. Fără H. Ok. Când mergem să ne bătem cu zombii și animale, să bătem tot, pac! Pe tine! Hey, căutăm zombii! Auzi, eu văd deja unul... Auzi, ai grijă să faci cu itemele tale. O să le dai la... Să zic, invitat din episodul 15. O faci odată la 5 episoade cât un invitat? Da. Și noi suntem doi. Păi băi... Exact, e un episod mai special, e ultima zi de vacanță, trebuie să fie mai mulți. Chiar că... A, îmi laghează Minecraft-ul. Așa. Ne-ai adus aminte. O să trebuiască să-ți primești destinul. Îmi laghează... No! Îmi laghează Minecraft-ul. Aaaa! Mi-a spart capul. Hai, vine în parte. Stai, nu mai da, dacă am aminte numele tale la mine și fuc cu ele. Băi, dă târnă copul înapoi și diamantele. Nu mă încă. Oară-l. Bă, Gania, fără ce mai bun, Gania. Bine, acum... O fugi țiganii de noi. Bă, arată ceva casa asta, zici că e un slime. Ok, deci casa pare să prindă formă. Da, zici că e un slime, uite-te. Sau nu, seamănă cu altceva. Să zic un porc. Are ochii prea mari. O muscă de aia, știi? Da, da chiar. Bă, tu nu faci mie casa muscă. Gata, poți să visezi mai aici ceva de aici. Bă, voi vedeți ce faceți aici, eu mă mai duc până acasă, mai iau niște... Zici că e un gast plat. Da. Gura deschisă. Eu mă mai duc până acasă, stai. Uite, trage cu bombe. Nu mă mai plimb atâta. Ok. Bă, de ce mi-au intrat animalele în casă? I have lips of my sword. Nu, e aici. Ok, etajul nu arată bine. De fapt, parterul. Bă, iar o să iau ăștia de mine că nu mai știu să fac foi. Că le pun mereu invers. Ia, Andrei, cu smart moving-ul puteai să mergi pe aici, vezi? Da. Puteai, da, acum nu mai poți. Ok, deci etajul, din ce îl facem? Din material. Ok, din ce material facem etajul atunci, dragul? Din material existent. Am tăcut, gata. Troll. Din ce material existent facem? O, mulțumesc, chiar vreau să ajung la parter, îți mulțumesc. Ok, îl facem etajul din aur, aur masiv. Da. Nu, facem un merțan. Asta să facem din pământ. Da, până mea că sunt din pământ. Cât sau fii atent aici la etaj. Sau bă, stai că eu fac un iron golem.
Dar n-am dovlecim. Fii atent, aici la etaj, știu ce facem. Facem un copac artificial, uriaș. Da, stai că vine acum și cu Boromir. Copacul ăla mai pui niște camere. Și cât de copac vrei? Ah, nu știi ce, cum era mișto? Să-l faci din jos, de la bază, să treacă așa prin etaj, mă rog. Are arătă nașpa. Băi. N-am văzut ideea. Da, eu culeg un cactus acum. Am făcut niște bookshelf-uri. Mă duc să iau... Tăpu baba. Baba. De acum baba zic să-mi bag picioarele. Andrei? Eu iau trunchi de copac. Andrei, mi-ai luat topolul de piatră. Bă, știi câți bani am făcut eu până acum din parteneriat? Un dolar întreg. Wow. Păcat că numai pentru video cu Minecraft. N-au haz. Unele sunt tari. Băi, hai că eu mă pun să fac ceva fain, să zic așa. Dar nu o să iasă, asta e problema. Ok, gata. Hai să... Băi... Hai să facem... Fără flint and steel. Nici un flint and steel pe mapa asta. Unu, vrei să mai rămână numai geamuri? Nu, mersi. 1, 2... Pa, mi-au ajuns foarte mult. Ok, uite, exact... Ok. Aici crește un copac. Ok. Aștept. Aștept. Ai bone meal. Încă nu crește. Mă duc și eu să tai lemn. N-am tăiat destul. Fuck. Andrei, dar poți să iei un... Dar nu. Nu, că n-avem... Știi ce idee mi-a venit? Faci noapte, sar de la mare înălțime și dai click dreapta pe un pat. Și intri în pat like a boss. Rupt, like a rupt, împungi cu mine. Ala. Când să spui mai la like rupt în pungi? Vreau să zic like rupt și pe urmă, știi, în pungi, știi? Cum? Bă, dar eu parcă avem un topor aici, dar nu mai am. Au venit țiganii pe la noi. Bă, țiganii pe aici. Bă, au dat năvală. Pune și let's play-urile cu Minecraft. Da, bă, am văzut pe unii care furau let's play-uri de la alții, bă. Le luau și le aplaudau ei? Da. Genial. Bă, e un mod foarte bun de a face vizualizări, cred. Nu. Nu e. Mai ales dacă... Nu, e un mod foarte bun de a primi dislike. Dar mai ales aia de la care furi, poate să-și pună undeva în colț, în dreapta jos, o siglă cu ei sau să-și scrie channel-ul undeva în colț. Cred că am pun și eu logo episodul ăsta. Am un logo foarte sec. Scrie doar Cătă. Bine, dar e scris mișto. Ești Max. Ei, și mă cheamă Cătă. Mi-ai furat video. Bă, te-am plagiat și pe tine te cheamă Cătă. Da, cum se face? Plagiat. Să mergem să la ta asta pe popa cu furci. Bă, pe mine mă cheamă Cătă pentru că și pe tine te cheamă Cătă. Nu-i logic. Suntem armata de Cătă. Da, am da. Să câștigi la Hunger Games 3 Cătă. Da, a fost tare faza. Și am murit ca un prost în lavă. Da, și eu am murit în lavă, ce vrei. Bă, bă, am și o întrebare. De când găinile normale cacă și un ou și o găinușă? Bă, bune. Că aici e o găină mare și o găină mică și un ou. Dar sunt așa toate, una lângă alta. Stai că fac o poză. Pac. Numero 112, was hia. Was ha. Was hia. Că t-ai venit hia. Hia. Băi, vedeți să nu vă bate joc de casa mea. Nu, fără. E joc, nu. Cum vrei tu să o facem așa, faci? Cătă? Da. Și Andrei? Punem una pe lemn. Urcă până aici și începem să facem niște ramuri frenoase. Nu poți să, deci pun una pe lemn, da, pam, și urc până... Nu mergi. Băi, ăsta, băi... Urci pe ăsta aici, cu mine. Păi nu pot, că n-am... Dar nu pot. Pe cealaltă parte. Ah, ok. Și sari. Și sar? Au. Băi, cineva... Bă, cineva a scris ceva pe un sign aici. Da, Minerva, ia. Nu, tu un... Fie că Andrei nu știe să citească. De când de gărbag egal miner? Cineva l-are făcut. Nu eu. Bă, eu mă duc să iau din alea, cum îi spune, să fac... Bă, porcii ăștia mă nervează că mi-intră în casă. Mă duc să strâng frunze, ok? Oricum am pierdut vreo 4 șiruri până acum. Ai de-alea farfece? Da. Acum mă duc după frunze. După baba. Shift. M-a dat jos. Bă, ia-și tu o farfecă. Mulțumesc, mă duc să
stai prunci. Bă, ați făcut un gard mișto din frunte, n-am uitat. Nenea, ați-mă, ți dorm. Bă, mai vrei lemn? Nu, am acum. Da, eu mai vreau trunchiuri de copaci. Hai să tunde, uite. Nu, școala de frizeri. Bă, așa se tunde un om. Fix, ai grijă. Nu, serios, vrei lemn? Îți dau eu. Aici sus o să am nevoie de niște scări. Dai, tupu baba. Shift! Ia. Yeah. Tupu mine. Maxi de lemn. Tupu mine. M-am dus la uite mine. Uite ce freze am făcut la asta. Ia să văd. Tu îmi descopă aici. Uite, te vezi, asta-i fața. Aici-i spate, te-am făcut un fel de chică. Chică-bu. Lol. Stai că și eu îi fac. Eu îi fac la asta creastă. Oh, gândești bine. cum arată? Am desna pe Andrei. Uite, vină. Uite. Uite-te-i chel. Faceți un copac cu barbă. I-am făcut creastă, gata. Mai am nevoie de lemn. Deci că-i de Sonic, știi cu demn, pentru că... Bă... Acum arată ca... un P. Un șmă. Un șmă. Ok, mai am nevoie de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trunchiuri de copăcii. După baba. Era chiar behind. Eu strâng frunze aici, am aproape 2 stacuri. Cam câte stacuri ne trebuie? Păi... O să fie o casă cu pereți de frunze. Da, da, trebuie să avem lemn. Pe acoperișul că... parterului să... ai ceva plugin cu... Să rămân frunzele dacă n-au lemn? Dar nu trebuie plugin. Că știam înainte că se despawnau dacă n-aveau lemn în zonă. Din 1.8.1 parcă au schimbat chestia asta. Nu știu. Tu de cât timp n-ai mai jucat Minecraft? Nu, n-am mai făcut chestia asta. N-am mai făcut chestii cu frunze. Aaa, am căzut! Asta ce... What the fuck, ce e aia? Andrei, asta nu e un copac. Nu-i gata. Îți ciupercă din lemn. Bine, e ciupercă din lemn, dar arată copac. Nici munca omului. Mă duc să aduc sfinte în stilul. Bă. Ok, mă duc și jos și fac ceva frumos din lemn și îi refac ramurile. Oricum, eu mă gândeam că faci ceva pe toate părțile și ai făcut o ciupercă. Frumoasă ciupercă. Nu e o ciupercă. E, nu. Seamnă cu una. Să-ți voi prăști și ureți și chiori. Da, uite, Andrei are mâini de 3 metri. Craftează de la 3 metri. Ok, acum. Da. Știi că de fapt o pătrățică egal un metru. Și oamenii din Minecraft sunt jucați de 2 metri. Băi, sunt înalt, să-mi bat picioarele, uite-mă. Am pus cara prost. Da, să punem două, nu-i problemă. Nu, bă, gata, stai că stric aici. Nu-ți bați de joc. Genius. Mă pune și aici scară. Nu meriți. Bă, vin cu sabie de diamond. Ok. Și păi atunci aici sus să răsăm numai niște ramuri. Și după aia punem frunze. Cred. Lasă niște ramuri. Nu, nu, era să tai sub mine. Modelează tu ramurile. Uite ce ramuri am făcut eu. Nu mai bine fii atent. Nu, știi, ai face cum ai făcut și tu, lasă ciuperca aia, că e bună. Fii atent. Am putea să trebuie mai multe frunze. Fii atent. Deci vezi, astea patru de aici, stai să le marchez. Sunt trunchiul. Vin până sus. Stai pe să iau lemnul ăsta de jos. Nu. Ok, băgați la pariuri. Am un nou în mână. Care sunt șansele să 50-50. Ok. 90-60-90. Deci, tu ce crezi că se va spawna sau nouă găină? Da, se spawnează. Și tu nu. Ok. Am câștigat, poți să te rungă. Eu găinu și așa înseamnă că de pe casă. Am câștigat. Ok. Cine a câștigat? Deci, unde eu. Vezi tu găina? Da. Bă. Vreau și niște mâncare. Vrei mâncare? Ha, imediat, bineînțeles, lui, e mâncare, ia de aici. Eu. Mulțumesc, dar nu asta. Eu pâine. Faci, fii, ia cu pâine atunci. Ia cu pâine, da. Ia cu pâine că să nu ți se plece. Okay. Uite, tare friptură. Evolus. N-am, e lemn. Da. Eu am friptură. Ia niște carne de bă. Carne de chestii. Nu, stai, nu-i bine. Carne de bivol. Bivol turbat. Faci colțuri frumoase.
Da, doar că mereu greșesc și pierd frunze. Ce să vezi? Bă, da, voi auziți, voi auziți așa? Ce? Auziți ceva? Nu. Nu știu, eu aud singur ce spun. E mai bine ca să știi cât de tare vorbești. Da, da, dar faza e că... Vezi că colțul ăsta e cam greșit. De cam mică, bă, ce percuță. N-apară în video. De fii atent. Eu ce percă cam mică? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Și dacă vrei, fii atent, o să-ți continui casa pe lângă copacul ăsta. Și o să ai un copac în casă. Care se trece pe mijlocul sufrageriei. Da. Mă lovești un copac în freză. Da, chiar că ăsta e episodul 10 pe care îl faci sau da, faci înainte? Episodul 10. Stai, cum adică care îl fac înainte? Adică ai ajuns la episodul 10 deja? Da. Bine, de fapt acum pe channel i-a plădat de pe episodul 7. A, m-am gândit faci 3 sezoane înainte și după aia le pui. Nu. Andrei, mă... Eu deocamdată, deci am luat parte, băi, am subscriber, dar faza nașpa e că nu prea se uită, știi? E, la noi n-avem subscriber foarte mulți, avem 1050. Și am tot 1050 și nu se uită. La primul video pe care l-am uploadat noi, avem 50.000 de vizualizări. Eu la primul video care l-am uploadat am 1300 de vizualizări. Nu știu, dar nu știu cum a prins așa de bine la public. La pub. Plic. Nu, e vina lui Cătă, e vina lui Cătă. Nu, știi de ce? De ce a prins așa bine la public? Și și pe el îl cheamă Cătă și faza e că dacă e un Cătă în echipă, fiecare în deci... videourile lui trebuie să aibă cât un Cătă, altfel n-are, deci n-are șanse. N-are haz, nu știu. Băi, eu sunt... Potato. Oi, de capul meu. Ei, ia, scrisese-mi eu că The Girlbug is the king. Potato. Uite că te-ai potat-o. Look at me. I'm a pot. Dă patul în coase, că vreau și eu să stau cu pâine. Da, dacă... Ah, am o idee. Lasă patul aici. Mergem în sus. Bă, dă-te. Ba nu, dă-te-ți. Stai că încerc. Mă arăt eu cum. Ce faci? L-am luat. Dă patul. Dă-mi patul un pic, te-o frumos. Stai, pune-l la loc, pune-l la loc. Nu, du-te jos cu el. Și pune-l pe partea asta de casă. Gata. Da. Domnul Potatoie? Da, acum. Du-te jos. Băi. Uite, pe partea opusă scărilor de intrare. Care vrei iarbă? Am iarbă la jumătate de preț. Ia. Yeah. Cătă? Da, acum sunt aici. Acolo. Exact acolo. E bine aici? Aaaa! E bine aici? Băi, care era comanda să oprești ploaia? Back. Stai, unde e patul? Pune patul, bă. Aici, încerc aici. Eu. Aici, aici. Încerc eu, stai. Lasă. Nu dau tăpă la Degar, bă. Tăpă Degar. Da, mi-am dat tăpă când ai căzut. Da. O să-mi arunc din alții, opresc două secunde. Ok, am revenit, gata. Foarte șmexi. Mi-a luat Team Lane înapoi. Dead point. Deci nu poți să cazi de pe casă în pat. Bă, stai, noi am uitat patul aici. Nu, când se udă. Bă, o să-mi miroasă lână udă pe aici. Lemn, se umflă lemn. Și acum că avem o casă în mijlocul pustiului. Casei, un copac în mijlocul casei. Avem o casă în casă. Lol, ce șmecher arată cu frunze pe așa. Băi, încheiem aici episodul, cred că avem jumătate de oră. De fapt, stai să șerg waypoint-ul ăsta. Ziceți. Nu știu, am făcut casa în casă. Casa. Tu ai făcut tot ciupercă deasupra casei. Și are iarbă pe ea. Ok, stai că am o idee. Am două idei. Are două idei. Head on, head off, head on. 4 Am o idee și eu, trebuie să fac niște gard. 2-3. Ne vedem Mandalaran. Nu. Ce gardul? Îți trebuie bețe. Da, dar cum le... Aha, gata. Eu mă întind puțin. Nu e voie. Da. Nu. Că tu stai sub pat, n-ai cum să te întinzi. Sub pat. Yes, you do live under a bed. You are the nightmare. I'm a bau-bau. Că te-i bau-bau. Bau-bau-mu.
Aha, da, da, că am făcut coment, bravo. Băi, hai să stăm, hai să vorbim ceva. Hai. Ai făcut o masă. Băi, dăm și unca. Ia și unca, hai să facem Scandenberg. Cioctitorul de bacon. Te-am bătut. Ok, bă. Vino să vezi ce am făcut. Pipi. Bă, în afară de asta. Apare, nu am îmbolnăvit de la o... O de aia, un cupan de... Ui. Ai făcut... Ok, hai să vorbim. Deci, când apare episodul nou? Zi. Nu știu. Depinde. Okay. Nu e o stabilită, o dată fix. Da, la mine la 300 de vizualizări și 15 like-uri. Foarte sec. Noi le punem după ce le facem sau când avem timp. Nu prea aveți timp. La început le făceam o dată pe săptămână, după am făcut o mică pauză și am băgat o grămadă de s-au înfundat. Ok. Alea cu Adventure mai apu. Da, da, da. Ok. Deci, ce întrebare vă mai pun? Dă-i, tu câți ani? Babam, Andrei, câți ani? 15. Shift. Așa. Tu, câte, câți ani? 16. Cât? 16. Ești cel mai mic să-mi bat piciorul. Am 14 ani de bet. Nu faci sec! Ok. Altă întrebare. Tu de unde ești, bă, Andrei? București. Tu de unde ești, mă, Cătă? București. Bine, pa. Iar am rămas singur. Cătă. Ești din Constanța, da. Țeapă. Îl inițiem? Ce? Nu. Ok. Bă, eu sunt din Constanța. Nu de asta, dar mă scari prin ochi. Bă, de momentul perfect să-i dăm în cap să-l aruncăm într-un râu. Bă. Ușor. Acum cât n-ai mână. Constanța, ești acolo la mare, imediat pac, te arunci în apă, te mănâncă Kraken. Kraken. Haide. Hai și tu. Unde? La mare. Ia, stai așa, vine acum, două secunde. Fii atent, sunt Spider-Man. Voi că cineva pe scară? Da. Vine acum. Spider Pig. Te fii atent. Ninja like. Hai. Look at me. I'm a ninja like. Băi, urcă pe scară. Ți-am dat click în cap. Băi, ți-am dat un click. Eu suntem foișor aici. Eu suntem foișor aici. Unde sus? Un turnul de veghe. Aici bem o berică ca băieții. Și mâncăm un mic. Ok. E de la grătarea casa foc. Băi. Oprim episodul acum, da? Da. Ok. Băi, cam asta a fost pentru azi. Nu uitați să dai like, comment, subscribe. Aruncați o privire și pe canalul lor. Un subscribe și un like la ei și un comment. Nu? Da. Las canalul în descriere. Auziți home tpl. Stai, tpl. Puneți itemele în chestul ăsta care le aveți acum. Pe care le aveți. Cam arnazi. Mamă, ce aveți mai aici? Gata. Păi noi suntem productivi când jucăm. Și acum mergem să ne sfocăm în mine, nu? Nu. Mergem la loc unde ne... Gata, acum facem așa pentru final de episod, repede. Cătă, hai afară. Cătă, minerul. Hai afară. Vin afară. Sunt afară. Nu ești afară, vin aici, afară, la scări. Slash... TP minerul. Unde dracu? Unde ești? Tu uite-l acolo, am dat în el. Aaaa, sunt invizibil. De ce ești indivizibil? Indivizibil. Ai ieșit acum. Acum. Gata, ok. Acum de final, ne bătem. Nu mă gândeam ca să plecăm după lumea asta. Ăla are sabie, fugi! Pleacă. Ți-e revanșa că te-am bătut la Hunger Games, ha? Ce m-ai bătut? Că eu te-am bătut pe tine. Nu, eu te-am bătut. Bine, să recunoaștem, eu am câștigat, asta e, gata. Da, și am ieșit pe locul 3, taci. Mulțumim că ne-ați uitat. Ne-ați uitat. Să nu ne uitați, nu? Vă mulțumim că v-ați uitat. Păi...